Cred că această zi, care pentru noi, într-adevăr, are o simplă încărcătură, faptul că este și Ziua Europei, fiecare dintre noi suntem europeni, dar pentru noi trebuie să însemne, în primul rând, faptul că suntem români, iar fiecare dintre noi, acolo unde suntem, să încercăm să ne facem datoria cât mai bine. Să uităm de strămoșii noștri, trebuie să uităm de cei care s-au jertfit ca noi astăzi, să fim în Europa, ca noi astăzi să fim liberi, să circulăm liberi, ca noi astăzi să ne întâlnim și să ducem mai departe prin generația care urmează tradițiile și obiceiurile noastre. Data de 9 mai a fost aleasă ca Ziua Europei de Consiliul European de la Milano din 1985, apreciindu-se că punctul de pornire al construcției Europei Unite a fost declarația prin care la 9 mai 1950 Robert Schuman, ministrul de externe al Franței, a propus Germaniei, dar și altor state europene, să pună bazele concrete ale unei federații europene indispensabile pentru menținerea păcii. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, ziua de 9 mai a devenit deja o tradiție pentru noi. 9 mai 1977, așa cum s-a anunțat anterior, proclamarea independenței de stat al României, 9 mai 1945, finalul cel de-al doilea război mondial, un război cumplit, un război total, și 9 mai 1950, printr-o declarație la radio, Robert Schuman, ministru de externe al Franței, anunța constituirea unei comunități economice a cărbunei și oțelului. Sub genericul Mioveni, oraș european, cei prezenți s-au putut bucura de o expoziție de pictură pe această temă, precum și de momentele artistice oferite de elevii școlilor din orașul Mioveni. Ce doresc eu ție, dulce România, țara mea de glorie, țara mea de cor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul mare, mare.